secundele acestui promo. La capătul lui, un suflet își șterge lacrimile, bătut, umilit, abuzat. Un alt suflet îmbrățișează teama ca să le de fapt. Știți despre ce vorbim. S-au făcut 30 de secunde? Deja vorbim despre alt suflet călcat în picioare. Haideți să oprim împreună ceasul ăsta al durerii. La vezi ce crezi. Nu trebuie să ne dezbrăcăm ca să ne facem auziți. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunteți la Vești Ce Crezi. Vă mulțumesc foarte mult că ne primiți în casele dumneavoastră. Duminică seara ne-am obișnuit să ne întâlnim și să ne întâlnim cu subiecte care contează. Sunt Ana Chera, că n-am aroganța să cred că mă știți. Da? Am văzut foarte pe mine. Cum nu mă știți? Nu trebuie să mă știți. N-aveți de ce să mă știți? Mă știți dacă, eu știu, contez pentru dumneavoastră cumva și dacă dumneavoastră considerați că eu intru în casele dumneavoastră cu respect. Sper să simțiți asta, că uneori pot fi mai bună, alteori pot fi mai slabă, dar oricum există bună intenție și respect fără discuție. Asta, adică sper să simțiți asta. Un subiect m-a bulversat puțin pentru că am fost și eu, ca și dumneavoastră, spectator la foarte multe știri care vin din zona asta a abuzului. A abuzului care se întâmplă în familie, în familiile mai bune, în familiile mai bogate, mai sărace, în școală, în societate. Am întrebat înainte să intru în emisie două colege, așa, considerați că femeia este abuzată în România? Amândouă, deci într-o secundă, într-o singură secundă. Răspunsul a fost da, clar. Am auzit că niște copii, ați văzut știrea, da? Niște copii au fost molestați în centre de plasament de niște descreierați. Repetat. S-a întins povestea asta pe multă vreme. A ieșit la suprafață subiectul. Am auzit că prințul Harry, atunci când mama sa a murit, a primit vestea la modul ăsta. Regele Charles, de acum, da, atunci prinț, a intrat în camera lui dimineața, Harry era copil, micuț, și a zis, mama ta a fost victima unui accident de circulație, n-a putut să mai supraviețuiască, n-a supraviețuit accidentului. L-a atins ușor pe picior, pe genunchi, stând probabil pe pat, și a ieșit din cameră spunând, o să fie bine. Mate Gabor, unul dintre cei mai cunoscuți acum psihologi, da? Vine și spune, ăsta este un abuz împotriva unui copil, să-i transmiți așa o informație. Casa regală, nici animalele, adică practic cum să, ca elefanții când naște femeia elefant, nu când fată, puiul, toate femelele elefant se strâng de jur împrejurul ei și când iese puiul, pun trompa pe el, ating puiul cu trompa, ceea ce înseamnă că afecțiunea, atingerea, înseamnă extrem de mult pentru sănătatea puiului respectiv. Și dă de înțeles că nu e ce trebuie în casa regală. După care, mă rog, revine asupra mesajului că a fost prost înțeles, că tabloidele, că toate astea. Ideea de abuz, abuz. Maia Cuși, un artist român, a scos o piesă, manifest social considerată de foarte multă lume, super vizualizată pe YouTube, manifest social. Femeia este un obiect, femeia este considerată femeie ușoară dacă își pune sâni sau vorbește mai de ochiat așa. În fapt, care-i treaba? Sunt unii care își bat joc de ea. Sunt unii care, mulți care își bat joc de ea. De ce ați făcut asta? De ce ați compus melodia asta? De ce v-ați dezbrăcat în videoclip? Ca să fie ceva scandalos. De ce considerați că trebuie să fie ceva scandalos? Pentru că așa putem să atragem atenția. Asta e concluzia, parafrazez. Așa putem să atragem atenția împotriva abuzului, adică că există abuz și că trebuie să facem ceva. E, uite, pe mine asta, eu aici mă opresc. La trebuie să facem, trebuie să facem ceva. Cumva, undeva trebuie umblat la mintea asta noastră și la sufletul ăsta al nostru. Și am chemat oameni, evident, mai deștepți, care să ne spună cum văd ei subiectul ăsta legat de abuz în societate. Ana Bula este aici, sociolog. Îi mulțumesc tare mult că este cu noi. Mulțumesc invitație.
Florin Lucaș este aici, este omul care se ocupă de imaginea editurii Herald. Îi mulțumesc tare mult, editură care scoate foarte multe cărți, chiar și cartea... Gabor Mate, mitul normalității. Chiar și cartea lui Gabor Mate, mitul normalității. Mate este foarte vândut în lume acum, bestseller peste bestseller. Este psihologul care spune, dom'le, traumele din copilărie ne bântuie viața. Adică trebuie să ne ducem înapoi să vedem ce s-a întâmplat în copilăria noastră, că strigă acolo un copil și noi ne facem că nu strigă. Și despre abuz, și despre... Foarte interesant, un pic comercial, spun unii, dar foarte interesant, foarte vândut oricum. E clar că vorbește pe limba oamenilor dacă este foarte vândut. Cum percepeți dumneavoastră ideea de abuz în societate? Ana Bulai. E o umbrelă sub care se ascunde foarte multe. Pentru că abuzul are două definiții, sau o definiție cu două puncte slabe. Unul se referă la morală, la ceea ce înțelegem, deci nu norma legală, ci norma morală. Și morala aceasta este destul de labilă, ea, și cu foarte multe fețe în foarte multe locuri. Și în al doilea rând, cealaltă parte, să spun așa, slabă a definiției, vine din percepția personală, cum percep eu abuzul. Din normele mele, normele morale și valorile mele, structura mea de personalitate. Astea două lucruri, când se întâlnesc conflictual, se creează un abuz. Și noi avem în societatea românească o cultură a abuzului. Noi suntem educați spre a fi abuzivi și spre a suporta abuzul. De la frage de pruncie până la, dacă vreți, spațiu public, sunt victime consacrate ale abuzului și da, femeia este victima predilectă a abuzului, copilul este victima predilectă a abuzului și avem în ceea ce spunem noi paremiologii sau învățăminte de la bătrâni către copii, eu te-am făcut, eu te omor, știe maică-ta ce-i mai bine, las că știu eu pentru tine. De mama crește. Exact. Și alte lucruri. Las că vezi tu acasă. Da. Deci avem această cultură a abuzului, avem o cultură a abuzului față de bătrâni, pe care cea de-a treia categorie de victime. Deci femei, copii, bătrâni, femei, da? Femei, copii, bătrâni. După care avem o cultură a abuzului față de săraci. Săracii, și aici avem persoanele marginalizate, vulnerabile, Roma, dar mai ales sărăcia, pentru că violența în școli, bullying-ul în școli, nu are neapărat o componentă etnică, deși are și componentă etnică, are componenta sărăciei, băi sărăntocule, țăranul sărăntoc, săracule, da, este, da, cel abuzat. Este abuzat omul care respectă norma, de către, ești fraierul care stă la coadă, da, noi, da, ăștia care șmecherul trece pe roșu, trece pe linie continuă, șmecherul nu ajunge în instanță, șmecherul îți râde în față, tu care te-ai dus să-ți plătești taxele și impozitele. Și, sigur, avem o cultură a abuzului față de cei care nu se află în poziții de putere neapărat, pentru că abuzul este un mod în care puterea se manifestă discreționar față de cei care au mai puțină putere. Și aici, în familie, sigur că puterea este dată de proprietate și bani. Bărbații câștigă în medie mai mult decât femeile în România și atunci femeia devine dependentă, mai ales dacă are și copii în întreținere și el o amenință, o șantajează. Există abuz fizic, există abuz emoțional, există multiple fațete ale abuzului în care copilul este crescut, femeia este crescută și trăiește. Avem abuz în spațiu public. Gândiți-vă că în ultima săptămână s-a vorbit, de exemplu, despre doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă a fost ridiculizată masiv de la felul în care arată până la felul în care se comportă, doar pentru că este femeie, pentru că, de exemplu, despre domnul Ciucă, care nici dânsul nu este un etalon al esteticii și al discursului elocvent, nu spune nimeni nimic. Despre maidanezii masculini din spațiul public nu spune nimeni nimic. Despre creatorii vulgari care îi avem, pe care îi avem în muzică, în artă plastică, în nu-i așa, n-a spus nimeni nimic, nu s-a revoltat nimeni.
femeia este subiectul, ca să revenim, unei extranormativizări. De la el de țâță până la fruntea țării, trebuie să-și dea cu părerea cum ar trebui să fie o femeie. Cât mai delicată, cât mai estetică, cât mai discretă, cât mai elegantă, cât feminină, mai suplă, cât mai nu știu cum. Toată lumea știe, toată lumea vorbește despre ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, toată lumea vorbește despre ce face ea cu uterul ei, ce face ea cu copiii ei, ce face ea cu casa ei, cu grădina ei, cu hainele ei. Dar asta este un abuz de putere în spațiu public. Foarte puțin vorbesc despre bărbați și foarte puțini bărbați au suficient de mult sânge în instalațiile proprii încât să atragă atenția co-generilor despre derapajele de limbaj, de comportament, de estetică, etc. Vreți să vă spun ceva apropo de ce spuneați dumneavoastră mai devreme? M-am butonam așa și tot am încercat să funcționez, să înțeleg și eu, că înțeleg greu de tot în ultima perioadă, să înțeleg cum văd oamenii manifestul social, adică cum cuplează la manifestul social, dacă se lipesc de manifestul social, că este un act artistic, da, uite cum a fost piesa asta mediatizată și vizualizată, da, dacă se raportează la el ca să se lipească de el, ca să-i tragă și pe ei de unde sunt, nu știu, mai sus, ca vizualizare, ca luare de atitudine, se lipesc de ceva mare, adică mare în sensul că popular, ca să fie trași și ei, sau se lipesc de asta pentru că au înțeles mesajul, sau cum, Doamne iartă-mă, să lipesc de manifestul social. Lăsând la o parte cum este de fapt creat manifestul social, fac o operă de artă, că aici e mai complicat să dai cu părerea că ori e operă de artă, ori nu e operă de artă. Dacă e un act artistic, un act artistic. Adică nu poți să zici, Doamne, e urât, poți să zici, e urât, e frumos, dar e un act artistic. Și aici se oprește comentariul. Cum este el făcut, dacă ai făcut să vândă, dacă ai făcut să nu vândă, dacă ai făcut să șocheze, dacă nu ai făcut să șocheze, aici, mă rog, e o întreagă discuție. Cert este că tot butonând așa, am fost doi oameni deștepți la o masă vorbind despre subiect. Am zis, băi, deci sunt doi oameni deștepți și eu țop, nu că aș fi al treilea, dar zic să înțeleg cum văd. Și erau amândoi bărbați, înțelegeți? Era Dragoș Pătraru, pe care îl știți de la Starea Nației, și sociologul Gelu Duminică. Amândoi bărbați își dădeau cu părerea despre, de fapt Dragoș îi lua interviu lui Gelu Duminică despre acest videoclip vizualizat. Și manifest social, repet. Și la un moment dat, discuția, foarte interesant, odată că amândoi au zis că femeia este călcată pe cap, sistematic în țara asta și oriunde, dar mai ales în țara asta, dar la un moment dat, și că, mă rog, e dreptul femeilor să vorbească urât și e dreptul femeilor să se îmbrace cum vor ele și e dreptul femeilor să... Oricum era dreptul femeilor. E doi bărbați care ziceau, femeia este mai deșteaptă decât noi și e mai bună decât noi și este mai nu știu cum decât noi bărbații și că trebuie să acceptăm asta, că este și suferința o simte altfel și este mult mai stoică și e mai... Și la un moment dat, discuția se duce în punctul ăsta și mi s-a părut atât de tare ca doi oameni considerați foarte puternici, care sunt, mă rog, niște branduri în spațiu public, da? Să ajungă să vorbească despre propriile traume și despre propriile abuzuri, despre abuzurile la care au fost supuși când erau mici. Așa ceva n-am mai văzut de foarte multă vreme și am zis să vedeți și dumneavoastră și apoi comentăm cu invitații. Deci noi avem, spre exemplu, în România, o femeie care este victima violenței domestice la 30 de secunde, a unei forme de violență, da, de la cea verbală până la cea emoțională și cea fizică, și o femeie care este omorâtă la 7 minute. Da? Adică noi asta avem în România. Și atunci, logic că femeile au nevoie să intre în etapa asta, nu? Pentru că, uite, îți moare mama, îți moare o prietenă, dar sunt oameni din jurul tău care suferă și atunci nu mai poți să spui, lasă că eu vorbesc despre drepturile economice cu precădere. Uh-huh. E o chestiune care a ajuns într-o etapă în care nu se mai poate. Pentru că, uite, eu conștientizez altfel ceea ce tu spuneai ca ta copilă spunea acum câțiva ani. Uh-huh. Dar incorectitudinea ca bărbatul să mă bată zilnic și să-mi spună pe urmă că mă iubește.
Exact. Da? Adică eu înțeleg acum. Eu am trăit, toată copilăria mea a fost despre asta. Și despre tata băut, care venea, o bătea pe mama, pe noi niciodată. De aici erau și sentimentele astea ale copilor, care au creat traume, bineînțeles. Bă, noi îl iubim pe tata că nu ne bate pe noi, dar îl detestăm pentru că o bate pe mama. A doua zi era cu scuze și cu nu mai fac și cu nu știu ce și cu la. Aici pui punctul pe ei. Toleranța excesivă pe care noi avem față de formele astea de violență domestică sunt pentru că erau peste tot. Exact. Noi am trăit cu ele, toți. Am normalizat răul noi. Și pe vremea lui Ceașcă, atunci când se întâmpla la noi în familie, erai obligată cumva de societate și de toată lumea să stai. Eu mi-aduc aminte că se umbla la această problemă atât de greșit. De pildă, taică-miu nu mai avea dreptul să ridice el banii de salariu de la uzină, îi ridica maică-mea, că lucrau la uzină. Adică se luau tot felul de măsuri de astea să-i țină împreună. Mai mult decât atât, uite, în cazul meu, în cazul familiei mele, aceea situație, un tată superb în relație cu copilul, exact. Superb. Da, un soț îndoielnic și eu am spus-o, adică nu o bătea foarte des, însă în momentul în care o bătea era de o violență, sau cel puțin mie mi-a rămas în cap violența, dar aia, cum să spun, care pentru mine nu are explicație logică. Și eu am spus tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte, am avut discuții pe chestia asta. Da, și maică-mea, spre exemplu, în momente de, în episoade din astea extrem de dure, se ducea la miliție, cum era atunci, da? Și milițienii spuneau unul, dacă vrei ne ducem și luăm, da, stă un an de zile, vine pe urmă, la revedere, te omoară pe stradă. Doi, dacă pleci de acasă, tu, noi te aducem din post în post și te aducem acasă, pentru că ți-ai părăsit copiii. Da? Și atunci tu ca femeie erai de fapt într-o chingă. Mai mult decât erai tu într-o pușcărie. Erai tu într-o pușcărie, da. Te duceai la propria ta familie, cazul mamei mele, și spunea, uite ce se întâmplă. Și vorbea cu taică-sul, cu maică-sul și ăștia spune, lasă, mamă, cu ea cum e tânăr, când o fi mai bătrân o să fie altă. Să mai liniștește. E singura bătută. Dar iubește pe copii. Exact, ți-aduce bani în casă, nu bea, nu face, nu drege. Că taică-sul nu avea toate. N-avea chestiunile astea. Taică-sul nu bea absolut. Deci n-avea nici scuza asta. Nu, dar nu există scuză. Dar taică-sul n-avea chestia asta, da? Deci, nu, ca idee că la neam, la mine era era bă, lasă, l-a băut, n-am mai știut ce face. Și atunci toată societatea se unea. Vedeam în jurul meu, da, femeile vecinilor mei, români, sadea, care erau băgate în beci și bătute cu funia. Și care a doua zi ieșeau vinete peste tot. Ați înțeles? Și la început, comentariile despre videoclipul despre care spuneam, mi se păreau, adică cum să vrei să auzi o femeie vorbind urât? Sau cum să vrei să vezi o femeie care poate să fie fiica ta, poate să fie soția ta, poate să fie iubita ta, poate să fie oricine, da, dezbrăcată la televizor? Că de ce ai aia? Pentru că oamenii aceștia și foarte mulți dintre noi apărăm de fapt pe mama noastră, care nu a putut să strige, care a îndurat chinurile și noi am fost martorii acestor chinuri. Și așa se explică foarte multe lucruri și așa se explică de ce oamenii împing durerea lor până la a accepta, cum să zic, manifeste radicale, adică extreme, pentru că ei au trăit ceva care a fost greu de îndurat, mai ales că erau copii și că nu aveau cum să aleagă. Adică ce puteau să facă? Să plece de acasă, să își lase și mama și tatăl să... Deci, asta este ideea. Asta este ideea și Ana spunea puțin mai devreme, doamna Bulai, spunea puțin mai devreme un lucru interesant, pentru că băgam gunoiul sub preș. Mai vreau să spun ceva. Și apoi să-i, 10 secunde. Asta este un caz fericit în care noi ne manifestăm prin surogatele făcute de alții, da? Prin acte făcute de alții și achiesăm la ele. Dar 40% din victimele violenței devin agresori. Și copii și adulți devin la rândul agresori. Copiii care au văzut copii bătuți sau părinți bătuți își bat nevestele, își bat copiii. Copiii care au fost... 40% din victime devin agresori. Deci jumătate din cei care au fost bătuți bat la rândul lor. Exact. Jignesc la rândul lor, umilesc la rândul lor. Asta este ceva înfiorător. Sorin Lucaci.
E clar că trăim într-o cultură toxică, așa cum pomenea și mai devreme de Gabor Mate. Trăim într-o societate foarte polarizată și cu foarte multă discriminare de gen. Ca să fac și eu o mărturisire și nu mă tem de lucrul acesta, și am fost martorul unor scene în familie, copil fiind, de violență, nu atât de violență conjugală casnică, cât de o violență sau de un abuz verbal. Foarte multe abuzuri verbale și implicit emoționale. Adică când începea maica-mea cu taică-miu să se certe, îți venea să fugi de acolo oriunde. Adică ce era la gura lor, nici nu-ți puteai imagina. Pe de altă parte, noi suntem tributari ca societate și mai ales în România. Eu sunt convins că și în alte țări există, poate nu cu incidența din România, poate că studiile o arată în sensul acesta, statisticile, dar noi suntem tributari unor modele old school. Chiar într-o altă emisiune vorbeam cu cineva, un psiholog, și îmi spunea că patriarhatul încet, încet începe să apună, adică să duce perioada patriarhatului, pentru că și despre asta trebuie să vorbim. Și suntem tributari unor decenii în care s-au perpetuat anumite traume transgeneraționale. Părinți, și în cazul tatălui meu, părinții noștri au fost abuzați, chiar ei, bărbații, tații noștri, au fost abuzați sau foarte abuzați la rândul lor de părinți, mame, dar cu precădere de tați, unde exista mult alcool, unde exista foarte multă violență. Tatăl meu îmi povestea aceste scene despre ceea ce se întâmpla într-o familie din Ardeal cu 11 copii. Deci ce era acolo era o nebunie. Momentul în care tatăl, după ce venea seara de la birt, îl apucau toate pandaliile. Așadar, și bărbații care ajung să devină foarte violenți sub o anumită formă de abuz, că e verbal, că este fizic, că este emoțional, că este sexual, vorbim și de molestare sexuală, sunt și ei la rândul lor victimele unor astfel de abuzuri pe care ei le perpetuează. Adică sunt cei 40% despre probabil, care vorbea Ana Bulai mai devreme. Ei le perpetuează care prin tipare relaționale, disfuncționale, le perpetuează în relațiile lor. Și aici se merge, și am întâlnit cu toții, sunt convins, cazul, se merge pe două variante, pe model, pe model sau pe antimodel. Vine unul și spune, dacă l-a văzut pe tatăl său consumând alcool și făcând anumite scandaluri, eu niciodată n-am să fac ca tata, sau din potrivă alege varianta modelului parental și copiază fix comportamentul tatălui, felul în care se purta cu mama și mai ales felul în care se purta cu tatăl. De exemplu, în cazul meu, am avut parte de destulă violență, dar violență domestică o numesc și se numește și în sociologie și în psihologie, nu e violența conjugală, deci tatăl violența asupra mamei, ci violență domestică în care și eu și sora mea ne-o luam pentru niște motive greu de imaginat. Fazele cu nu dormi după amiaza, nu dormi la prânz, vin la tine și să mă uit dacă ai ochii închiși, dacă mai respiri, dacă nu știu ce, sau n-ai dat cu mătura, cu aspiratorul. Cel puțin mi-aduc aminte când venea mama și tata de la servici, cum era pe vremea aia, în anii 80, la ora 4-4 jumate, făceam lună în casă, dat cu mătura, băgat aspiratorul, șters praful. Venea tata, de exemplu, și dacă paharul ăsta era aici, eu nu aici l-am lăsat. Deci ce cu paharul ăsta aici când eu, când am plecat, l-am lăsat aici? Adică trebuia totul să fie bec, totul să fie lună. Deci e clar că vorbim despre tipare disfuncționale. Ce face diferența că unii se duc în cei 40%, se duc și urmează niște modele agresive, da, văzute în copilăria lor, trăite pe proprie piele, și ceilalți 60% care chiar așa va veni să dați de pământ cu toată lumea că ați trăit în copilăria dumneavoastră povestea asta? Eu am avut momente, foarte multe momente de revoltă. M-am revoltat și în adolescență, 15-16 ani, 17 ani, față de tata care era violent. Dar mă gândeam că nu pot, nici eu, trebuie să am o anumită conduită în casă. Nu ne apucăm să ne strângem de gât prin casă din diverse motive. Motiv pentru care eu cedam de cele mai multe ori. Pui în balanță, bineînțeles, și forța unui bărbat, da, de, nu știu, 40 de ani. Nu, dar va veni ca adult să faceți exact ce făcea tatăl dumneavoastră? În familia mea? Nu.
Ați spus, eu nu o să fac niciodată în familia mea. Că mi-am spus eu la momentul respectiv că nu urmez acest exemplu, da. Că nu-l urmez. E vorba despre două lucruri, școala și intensitatea dramei. Școala și intensitatea dramei. Dacă acel copil abuzat, într-o formă sau alta, martor sau subiect, face suficientă școală, cât să, și nu vorbesc neapărat de un sistem de școlarizare, cât să ajungă la autoreflexivitate și la acest, să-și dea seama că a fost traumatizat, exact, și să înțeleagă. Adică să conștientizeze că felul în care el bea, felul în care el fumează, felul în care el relaționează pe stradă cu prietenii, cu străinii, vine din această traumă și să se controleze. Sau mai există și un procent de aproape 10% oameni care au fost atât de nenorociți de traumă încât nu mai au puterea să fie agresori. Sunt atât de zob, ca să mă exprim foarte colocvial, încât devin acele persoane care atrag abuzivi în jurul lor, sunt victime perpetue, sunt persoane extraordinar de fragile și asimilează violenței dragostea, asimilează violenței traumei, orice formă de afectivitate. Sunt victimele, dacă vreți, prin excelență. Aceste persoane au nevoie de consiliere psihologică, de obicei ajung în depresii, ajung în forme foarte puternice. Pentru că această societate, și nu doar a noastră, vorbesc de această societate occidentală, preferă să-l învețe pe copil euglena verde și radical la ce putere, decât să-l învețe să fie părinte. Să înțeleagă că a fi părinte este o meserie, este să-l învețe pe copil cum să fie părinte. Da. Să știți că în perioada de liceu, și aici vorbim de exemplu de culturile asiatice, există în confucianism o chestie foarte drăguță care se cheamă datoria tatălui să-i pună copilului pe masă mâncare și învățătură. Dacă copilul nu este educat, este din vina tatălui, nu este... La noi tatăl trebuie să te disciplineze, trebuie să te dreseze, nu trebuie să te educe. Ei, vedeți, societatea noastră nu este preocupată de această calitate de a fi părinte, de această mândrie de a fi părinte. Face din parent o obligație socială. O obligație sau socială. Sau vine cu parenting din asta superficial, cu dacă copilul sare pe tine și să face orice. Extrema cealaltă. Dar exact. Copilul în liceu, în liceu, când ar trebui, când se apropie de viața sexuală, da, când toate se apropie lucrurile, de el nu este, nu are niciun fel de moment de reflexivitate la propria familie și la propriul mod de relaționare, la ce înseamnă relații parteneriale. De exemplu, vedeam acum că suntem pe primul loc la mame minore în Uniunea Europeană, e adevărat. Majoritatea acestor fete sunt părăsite imediat ce anunță partenerul de faptul că au rămas însărcinate și sunt în luna a patra, a cincea, nu se mai poate face nimic. O mare parte din parteneri, nu, din bărbați, nu sunt educați spre parteneriat cu femeia aceea. Ei sunt educați de propriile mame, de cele mai multe ori, mame la rândul victime. Lasă dragă să te prețuiască femeia aceasta, lasă dragă să te țină în palme, să-ți calce, să-ți spele, să-ți gătească. Ce dacă să aibă... ți-a dat o palmă? Și mie taică tu? Lasă dragă. Da, eu, asta deci, multe din mame își educă băieții în sensul acesta al mitocăniei, al agresivității față de propria parteneră. Iar băieții nu știu să fie reflexivi la chestia aceasta. Apropo de sublimarea traumelor prin copil sau prin manifestări culturale, mulți dintre părinți își educă, repet, copiii în acest sens, femeia să-ți fie slugă, da. Bărbatul, să te uiți la el ca la soare, inclusiv în spațiu public, uite-l dragă pe la cum e îmbrăcat, nu îl îngrijește nevastă sa, nu-i face nevastă. Copiii sunt datoria exclusivă aproape a femeii. Uitați-vă în școală, câți dintre diriginți fac apel la ședințe cu tații? Nu cu părinții, în care 99% sunt mame. Să-i cheme pe tați la școală, pentru că o parte din copii sunt și băieți, nu? Și tatăl ar trebui să vină la școală. Nu, dragă, tata lucrează, tata iese cu prietenii, tata are un meci astă seară, nu stă el cu copiii, nu-i așa, să facă teme sau chestiuni de genul acesta.
Acestea sunt lucrurile toxice care erodează, știți cum, ca a picătura de apă la rădăcină. Mă bucur foarte mult că ați spus asta, pentru că v-am zis, intenția cu care am făcut această emisiune invitând doi oameni speciali este asta. De fapt, să trecem, Doamne iartă-mă, de copertă, să trecem de dezbrăcatul și de vorbitul cu P și cu M. Înțelegi? E clar că dacă te dezbraci și vorbești cu pâși și cu mâie, e un manifest, că toată lumea atrage atenția. Deci nu este nicio șmecherie. Se întâmplă asta în filme, se întâmplă de când lumea asta. Asta este o formulă fără discuție de succes pentru vizualizări foarte multe. Dar dincolo de asta, este un mesaj care ar trebui să, ca să ajungem la el, de fapt, trebuie să dăm la o parte prostiile astea, nu știu cum să spun, cortinele astea pe care ni le punem singuri, să ajungem la esență. Deci esența este undeva în educație, în felul în care părinții se raportează la copiilor și copiii se raportează la părinți și școala se raportează și la părinți și la copii. Și educație și poverile astea pe care le cărăm de generații, că spuneți că este ceva cultural care a intrat în venele noastre, să fii supus, să nu zici, domnișoara care cânta melodia asta, Macarena, spunea, domne, spunea în interviu dat pe pagina de media lui Petrișor Obaie, spunea, eu am păreri, eu sunt femeie și am păreri. Și părea că dacă ai păreri, e o chestie nasoală, adică cum adică ai păreri, adică cum adică, dar cum să n-ai păreri, adică trebuie să ai păreri, adică de ce să n-ai păreri? Că, în general, dacă ai păreri ca femeie, este nasol, că femeia nu trebuie să aibă păreri, înțelegeți? Și chiar voiam să vă întreb, sunteți bărbat, sunteți tată, da? Considerați că o femeie care are păreri, care își spune punctul de vedere, o nemulțumire sau o bucurie sau ce vreți, că mai mult nemulțumirile, să trebuie să taci când ești nemulțumită, este ceva revoltător, este sapă în orgoliu unui bărbat să aibă lângă el o femeie care opinează și ea, practic, când are de opinat? Niciun caz. Nu? Niciun caz. Dar ce, sunteți un bărbat mai special? Adică poate. Sunteți... Pot să zic eu, da. Da? Cred, da, este da? Da, este un bărbat special. Bărbatul, pentru că nu este învățat să fie partener, preferă o slujnicuță să tacă din gură. De aceea sunt puține femei în spațiu public. De aceea sunt puține femei în politică. Pentru că femeia care are păreri e una care nu găsește ce-i trebuie acasă din punct de vedere al majorității. De-aia iese dragă să vorbească la televizor. Că n-are ce-i trebuie acasă. Nu e așa? Nu poate să... Da. Și oricum, lucrurile, ce mă bucură pe mine este că lucrurile s-au mai schimbat puțin în spațiul public în ultimii ani, nu știu, 5-10 ani. Poate că nici eu nu sunt foarte conectat, să spunem, la astfel de știri sau la astfel de evenimente care pe mine, când le aud, îmi pun întrebarea dacă sunt verosimile sau nu. Adică, bă, astea sunt pe bune. Că mi se pare așa de domeniul SF-ului. Pe de altă parte, cred că, apropo de cultură toxică, cred că un astfel de act artistic, dincolo de ce este el și fiecare vine și spune părerea, îmi place sau nu-mi place, eu cu totul și totul întâmplător am dat peste el, pentru că postase cineva pe Facebook dintre prieteni, două doamne, și din curiozitate am vrut să... Prima mea reacție, pentru că ascult alt gen de muzică, a fost, mă, ce e asta? Și bineînțeles că am început să glumesc un pic cu copiii mei, care nu că ascultă, dar sunt conectați cu fenomenul muzical. Da? Da. Mă, și eu vin și spun, păi ce e asta? O trapanea sau ce Dumnezeu? Că îmi sună ciudat. Și bineînțeles că primul gând care m-a dus a fost, am făcut legătura cu un alt artist, așa cu, pe care îl știm cu toții, și el a fost foarte mediatizat, Gheboasă, care folosește același timp de limbaj și la care copiii erau, Doamne, deci îl ascultau ca pe un Dumnezeu. Și am stat așa și m-am gândit din punct de vedere artistic ce ar putea să-ți placă la o astfel de piesă. Pe de altă parte, ascultând cu atenție ce spunea fata în clipul respectiv, mi-am dat seama că, da, este un manifest social. În mod normal, într-o societate netoxică și într-o societate sănătoasă, n-ar trebui să ne frapeze sau să ne șocheze un astfel de act artistic. Și lucrurile să fie rezolvate, exact ce ați spus la începutul emisiunii, prin niște voci care vorbesc în mod constant despre traumele din copilărie și despre abuzurile de orice fel, și lumea să le asculte
Și sunt foarte multe, și eu am văzut, sunt foarte multe podcasturi, sunt foarte multe emisiuni în care în spațiu public se dezbate problema abuzului și a traumei din copilărie. Știți cum este, la noi este identificăm problema. Deci avem o problemă, da. Aceasta este problema. Și atât. Identificăm și atât. Înțelegeți? Multă lume în spațiu public a zis, păi merge să spui ce ai pățit în copilăria ta, deci vinde chestia. Păi facem din asta practic un exercițiu comercial. Da, stați un pic, stați puțin, da, fac și eu, spun și eu ce mi s-a întâmplat. Îi spun și eu asta, de ce? Pasul 2 mă interesează. Pe mine, fără să judec nimic din ceea ce fac oamenii în spațiu online și fără să judec melodia asta și fără să judec artistul, chiar m-am uitat la interviul făcut de Petrișor Obaie, că am vrut să înțeleg ce a fost în spatele acestei povești. Adică pe mine mă interesează lucrurile care sunt în spate și de unde și unde vor să ajungă. Care-i mesajul dincolo de mesajul care se vede la televizor? Ce simte omul respectiv? Cum este omul respectiv? Ce durere are omul respectiv? Dacă are o durere? Dacă este un comerciant? Dacă nu e un comerciant? Fără să judec asta, eu asta vreau să înțeleg. Pasul 2, adică am identificat de la Casa Regală până la ultimul, cum să zic, cetățean de pe lumea asta, observe așa o linie din asta foarte subțire, presărată cu abuzuri. Spun psihologii, dacă îl citești pe Prințul Harry, da, te duci în carte, în cartea Share, a lui și cred că cu pixul în mână, Gabor Mate sau orice alt psiholog de pe lumea asta, dumneavoastră că sunteți psiholog de formație, ați putea sublinia niște povești foarte dure de viață, de viață, care ar fi putut să aibă urmări asupra adultului. Absolut. Fără discuție. Deci e clar că linia asta este presărată cu abuzuri. Problema este ce faci dincolo de asta. Și mi-a plăcut foarte mult că Ana Bulai a subliniat asta, că e o chestie de educație, că lucrurile astea care nouă ni se par la și altele sunt foarte importante. Rolul tatălui în familie, rolul mamei în familie, felul în care copiii se raportează, felul în care noi vorbim despre ce s-a întâmplat în familia noastră și despre nu băgăm gunoiul sub preș, bunica a fost călcată în picioare de bunicul pentru că așa era atunci și nimeni n-a vorbit nimic, dar noi spunem că vrem să știm copiii, ce bunici au avut, ce străbunici, care au fost poveștile lor. Arborele ăsta care e plin cu de toate trebuie cumva scuturat astfel încât să nu ducem cu noi generație după generație toate greutățile astea. Da, mizeria la care ai fost supus în copilărie, în tinerețe, nu este o rușine pe care s-o porți toată viața. Comunicarea a fost acea mișcare foarte anatemizată, Me Too, vai, s-au apucat astea să își vorbească despre hărțuirile lor sexuale. Da, sunt o groază de femei care au trăit lucruri oribile. Da, în copilărie. Bărbații, o să vă spună și noi. Știți ce a făcut Oprah? Ei de ce nu vorbesc? Să vorbim și noi, femeile, și ei, bărbații. Pentru că aceste subiecte care lasă răni și cicatrici oribile pe suflet, uneori și pe corp și pe minte mai ales, aceste răni sunt mult mai importante decât orice amprentă de carbon, decât orice bine universal și amenințare simbolică. Da, sunt lucruri de zi cu zi, sunt lucruri care determină o structură a societății care ne deranjează și ne face să fim inconfortabili, exact, pe toți. Exact. Când un om scuipă pe stradă, este din cauza acestei lipse de educație și din cauza faptului că, uite, toată educația pe care el a primit-o are undeva niște gap-uri îngrozitoare. Școala este și un loc unde copilul trebuie să reflecteze. De ce învăț eu moromeții să învăț că Ilie Moromete o bătea pe nevastă, să-și bătea copiii, o teroriza pe soră sa? Nu vreau să știu chestia asta. De ce învăț eu Ion ca să văd cum se dădea cu sapa în cap pentru o femeie în lumea rurală, ca să văd... O să vă sară în cap tot mediul academic. Să-mi sară în cap de 10 ori mediul academic. S-au făcut studii de genul acesta de 30 de ani. De ce eu nu vorbesc despre aceste cărți ca pretext? Nu ca acel copil să învețe comentariul literar ce a zis profesorul că a vrut autorul. De la Eminescu până la ce vreți, la Creangă. Astea sunt doar pretexte ca acel copil să gândească despre el, să reflecteze viața lui, experiențele lui și
Școala românească nu mai are timp să lucreze cu elevii sau nu mai are minte să lucreze cu elevii. Ea lucrează cu problema, nu cu copilul. Fiecare copil, în felul în care scrie, în felul în care desenează, își exprimă durerile lui și dă-i o șansă, nu să memoreze ca un cretin și ca un calculator, dă-i o șansă să vorbească despre el și înțelege ce strigă copilul acela. Eu când fac chestionare, Dana, pe teren, am copii care îmi cer ajutor. Am copii care, că fac chestionare cu copil, care îmi spun ajută-mă, mama mă bate, tatăl mă bate, fac tot ce pot. Dar copiii de-abia așteaptă să-și spună traumele. Dacă noi nu intervenim în perioada copilăriei, găsim niște adulți traumatizați care își învață proprii copii sau nu cumva să dai din casă, dacă te prind că spui ce e la noi în casă. Îi învățăm pe vecini, bă, dacă auzi că îl bate pe copil, poate că n-auzi, lasă, nu raporta. Câți dintre vecini au raportat că aud scandaluri, bătăi, înjurături în familiile din apropiere? E, uite, în Marea Britanie, să știi că este educația pentru vecinătate foarte importantă. În Japonia, dacă s-a întâmplat ceva cu un vecin, comunitatea este trasă la răspundere, pentru că a fi bun vecin nu înseamnă doar să vezi, uite, șalată la frigider nesimțitul, ci să vezi că acolo există o problemă, să anunți, pentru că întreaga vecinătate suntem noi și bunăstarea noastră. Despre lucrurile acestea mici este vorba. Vreau să vă arăt puțin pe Erica Isaac, protagonista videoclipului care a făcut atâtea vizualizări. Ea a fost intervievată de, dacă l-avem, Roberta, da? Îmi spui, da? De Petrișor Obaie. Petrișor, într-o discuție din asta la telefon, sper că nu se supără că spun asta, a zis, a vorbit cu mine pentru că s-a temut cumva să vorbească cu alți ziariști care au sunat-o, da? Deci, cumva e un soi de frică, apropo de felul în care poate fi judecat ce a făcut ea cu videoclipul și cu mesajul ăsta social. Iată ce i-a spus lui Petrișor Obaie pe pagina de media. Haideți să oprim împreună ceasul ăsta al durerii. La vezi ce crezi. Iată ce i-a spus lui Petrișor Obaie pe pagina de media. Piesa asta este bazată și pe experiențele mele în mod evident, pentru că sunt femeie, surpriză, și din păcate este bazată pe experiența tuturor femeilor din jurul meu. Din fericire am avut norocul de a nu trece prin abuzuri teribil de grave, tip viol și ce altceva am mai menționat în piesă, dar sunt alte femei care au trecut și nu pot să rămân ignorantă la chestia asta, pentru că sunt o fire, deși mă prezint a fi o femeie destul de puternică, pe picioare, cu curaj, cum ar spune unii, pentru că am lansat piesa asta, sunt în același timp o fire foarte sensibilă, că până la urmă asta înseamnă să fii puternic, și sunt foarte empatică. Și nu sunt genul de om care poate să treacă vreodată peste necazul altuia. Mereu mă implic cumva și în probleme prietenilor mei, dar și în ale străinilor, aparent, pentru că sunt femeie, am o mamă, am o soră mai mică, deci practic sunt un fel de mamă și eu, că așa e de obicei cu frații mai mari, și am prietene. Și în afară de asta văd și știri la televizor. Și am mai citit și istorie. Și asta m-a făcut. A, da, a fost vreo poveste, vreo unei prietene care te-a marcat în mod special și ai zis, măi, trebuie să spune întrebările astea. Este un cumul, format din foarte multe povești. Fie trăite personal, fie de oameni apropiați, fie de străini pe la televizor sau străini de acum 50-100 de ani. Pe tine ce anume te-a, din experiențele tale, ce te-a marca cel mai tare și te-a apropiat de acest mesaj care trebuie spus. Măi, asta e situația, nu e vina victimelor și tot așa. Piesa asta zice mai mult decât doar despre abuz, vorbește și despre dublu standard și despre cum femeile trebuie să fie într-un anumit fel, pentru că dacă nu sunt, înseamnă că nu sunt femei adevărate. Cine o fi inventat acest grup de cuvinte de femeie adevărată sau bărbat adevărat, nu știm, pentru că în mod evident este subiectiv. Ce e pentru mine un bărbat adevărat, de exemplu, nu e pentru altul. Eu m-am confruntat de-a lungul timpului cu termenul ăsta de dublu standard, pentru că nu am fost tipul de femeie
fragilă, cumva foarte timidă, foarte la locul ei și așa mai departe, și am, cumva am și invidiat femeile de genul, pentru că mi se păreau că sunt mult mai mișto decât mine, pentru că eu mereu am o părere, mereu am ceva de spus și oamenii din jurul meu mă și descriu ca fiind impulsivă, poate acidă și cu păreri. Eu mereu deschid gura, mereu am ceva de spus. Și am și scris în piesă despre tipul ăsta de comportament din partea oamenilor din jurul meu, că femeia nu înjură, nu se bate, nu se... așa. Femeia trebuie să calce și să spele și să ajute. Eu nu sunt așa. Mie nu mi se pare că femeia trebuie să fie într-un anume fel ca să fie femeie adevărată. Suntem toți foarte diferiți și mi se pare că atâta timp cât nu faci rău altor oameni din jurul tău, ești exact bărbat adevărat sau femeie adevărată. Impresii, vă rog frumos, Sorin Lucaci. De ce râdeți? Ce să zic, mie îmi place, da, curajul ei, impetozitatea, și chiar mă gândeam cu câteva minute în urmă că cred că și vârsta în acest context o ajută. E altă generație și probabil că... Adică nu vedeați pe Loredana Groza făcând asta? Nu prea. Sau orice alt artist. Zic de Loredana că e mai... Da, putea fi, da, oricine, altcineva. Nu cunoscută pentru toată lumea. Și pentru unii și pentru alții. Și mă gândesc ei au altă deschidere. Trăiesc clar alte timpuri, alte vremuri. Pentru că vorbeam de traume mai devreme. Sunt femei care au un sentiment foarte acut de vină și de rușine să spună despre anumite traume sau despre anumite abuzuri. Este și stigma aceasta, abuzului, a rușinii. Cum să mă deschid eu și să vorbesc despre așa cum ceva? Cum să spun că am fost violată și apoi toată lumea să mă arate pe stradă cu degetul? Uite-o și pe asta înjurată, care a fost violată. Nu știu ce exact. Da. Și există un fel de conspirație a tăcerii. Și există această conspirație a tăcerii și în cazul femeilor care poate nu au acest curaj de a vorbi direct și deschis. Există, cum spunea Ana mai devreme, există și în cazul bărbaților, sunt și mulți bărbați care pare ciudat. Vă rog ciudat, să insistați. Pare chiar ciudat, vreau să faceți asta pentru că există violență. Există, nu știu, cunosc, nu mă pot pronunța asupra studiilor, dar sunt convins de lucrul acesta. Există violență conjugală și a femeia asupra bărbatului. A fost cazul celebru al doamnei Șușoacă, așa l-am văzut cu toții. Și există și zone culturale în care femeile și bărbații au un fel de egalitate și doamna era de una peste bot domnului de nu se vede. Se bat parte în parte. Dar nu numai, sunt femei care speculează faptul că un bărbat teoretic este mai violent, de principiu e mai violent, și atunci în relație cu un bărbat, o femeie este fără de apărare, este oricum ar fi, unele femei speculează asta și când divorțează și fac din copil, cum să zic, un fel de vehicul, da. Da, să ori să-l întoarcă pe bărbat sau dimpotrivă să arate lumii cât de nenorocit este, cât de... Sau da? Sunt bărbați, nu știu, pasiv-agresivi. Da, sau spun că au fost... Da, există un tip de abuz masculin interesant care este cel de infantilizare. Bărbatul care spune, eu nu știu, eu nu pot să cos, eu nu știu să calc, eu nu am răbdare, mami, fă tu asta, mami, fă tu aia. Dar și sunt și femei care fac asta. Eu nu intru în bucătărie niciodată. Eu nu știu să fac nimic. Și nici nu, dar eu sunt foarte deșteaptă. Eu sunt pe carieră, știți? Adică eu sunt pe carieră. Formele de abuz sunt foarte diverse. O formă de abuz, de exemplu, tăcerea ca formă de abuz față de copil este extrem de agresivă. Copilul nu înțelege... De ce nu vorbești cu el? Da, de ce nu vorbești cu el sau de ce îl izolezi? Du-te și stai în camera ta. Reflectează la ceea ce ai făcut fără să înțeleagă exact săracul ceea ce a făcut, panica pe care o induci. Mintea umană este capabilă de forme de teroare extraordinare și istoria ne-a fost dată și scrisă. Dar știți că noi putem face asta, o să zică unii că facem asta ca să ne apărăm noi pe noi, că nu știm cum să ne purtăm. Adică apelăm la niște șabloane de care știm, pentru că nu știm să gestionăm o situație. Corect. Deci cum făcea mama când mă trimitea să dorm în camera mea fără să mănânc nimic, că am greșit ceva astăzi. Corect, pentru că situațiile acestea tensionante pe
care le trăim și le trăim din ce în ce mai des, noi nu suntem pregătiți pentru ele și atunci apelăm la aceste stereotipuri, modele, lucruri pe care le-am învățat, pe care le-am văzut, care ne sunt facile, de exemplu, dacă dispunem de timp sau de bani, să le practicăm. Cumva societatea în ultimele decenii a evoluat către un tip de pudibonderie care s-a adăugat dinamicii sociale în a crea stres. Dacă e să ne aducem aminte că în anii 60-70 fetele au ieșit cu sânii goi în Pigal să manifeste împotriva normelor sociale, împotriva femeii, au fost acțiunile din anii 60 în care tineri, fete și băieți făceau sex în grup, aveau manifestări împotriva familiei tradiționale americane din anii 50, care nouă ni se pare că acum e standardul, în care madame cu unghiile făcute, cu doi copii puși la papion, îl așteptau pe soțul care venea de la uzinele Detroit să mănânce împreună masa de seară. El citea ziarul, ea croșeta ceva frumos, se uitau la meciul de basket și gata. Nimeni nu întârzie la cină? Deci asta este un model pe care noi nu l-am avut ca societate. Acum ni se pare că ar trebui să revenim la el, dar nu l-am avut niciodată. Și este un model care a generat și atunci extraordinar de multe probleme. Primul studiu pe sexualitate care s-a făcut în America și care a văzut câtă traumă există în aceste familii model, a fost un șoc. A fost un șoc îngrozitor. Măștile pe care le purtăm ca să orice altceva, ca să nu se exact, vadă nimic. Exact. Când vă spuneam, când Brâncuși, că îl serbăm pe Brâncuși, pentru care mulțumim acestor plaiuri, când Brâncuși a pus lucrarea Le Coq, care este un penis, în holurile Louvre-ului, și toată comunitatea franceză s-a zis, cum punem obscenități, ce facem? Dar totuși au înțeles că e vorba despre masculinitatea toxică, despre faptul că, uite, spațiul creativ al Europei la vremea respectivă și acum e plin de bărbați. Deși universitățile sunt enorm de pline, ca să spun așa, de femei. Uitați-vă în sociologie, că e meseria pe care o știu. Facultatea are 90% femei, sunt singura care apare în spațiu public. Și asta datorită faptului că mă cheamă ca pe bărbat. Ori, nu e normal? Nu datorită acestui lucru, ci datorită faptului că oamenii au foarte, vă prețuiesc ca și comunicator, adică înțeleg oamenii de la dumneavoastră. Nu este normal. Dacă vă întreb de sociologi, îmi dați 5 așa, fără să clipiți. Unul a fost chiar arătat în imagini. Avem această pudoare de a discuta lucrurile acestea casnice, familiale, în spațiu public. Ele trebuie să rămână acolo, între pereții tăi. Ele trebuie să rămână sub preș, ele trebuie să rămână în familie. Nu. Cum e vorba? Rufele nu se spală în public, nu? Așa. Nu e așa. Dar știți ce vreau să vă spun? Că asta, undeva către final de emisiune, aș vrea să mă fic mai bine în scaunul ăsta înainte de a vorbi, în primul rând, și da, vă spune că se poate trăi și frumos, să știți, adică poți să ai păreri, să nu te bată nimeni acasă, poți să faci mâncare, să gătești și să te respecte copiii, să nu-ți arunce, cum să zic, vorbe urâte, chiar, adică să fii respectat ca părinte și să fii un respect sincer, nu știu cum să zic, adică, mă rog, poți să te impui ca părinte să, mă rog, să nu lași copiii să tragă cu tine de chiloți doar pentru că trebuie să fii prieten cu ei, că e așa, să fim prieten cu oameni, suntem responsabilități diferite, adică aș vrea și eu să-mi dea prietenii mei să mănânc, adică nu se poate asta, să știți, adică nu se poate. Un părinte, o mamă, un tată au responsabilități, că vorbea Ana Bulai puțin mai devreme, să le spui copiilor în școală ce înseamnă de fapt să fii părinte și ce responsabilități ai și ce rol important au părinții în viața copiilor. Se poate trăi și să ai păreri fără să-ți dea nimeni cu ceva absolut în cap. Poți să spui și ce crezi la televizor. E adevărat, poți să nu fii popular sau poate să zică lumea despre tine că ești pe arătură, dar poți să ai părerile tale, poți să transmiți un mesaj și fără să te dezbraci neapărat. Că și asta vreau să se înțeleagă. Nu-i musai să te dezbraci și să vorbești urât ca să transmiți un mesaj. Exact. Pe de altă parte, dacă ajungi în punctul ăsta ca societate, e clar că ceva nu funcționează. Că e bolnavă. Că e bolnavă, da? Că dacă te dezbraci și, cum să zic, și vorbești urât și accesezi niște medii, gândește-te că mediile respective nu sunt pline de, cum să zic, numai de bine. Că s-ar putea să fie și oameni care să-ți facă rău acolo, plecând de la ideea că semnalele pe care tu le transmiți sunt unele în direcția asta, că sunt disponibile
penibilă, că sunt acum ori niciodată. Adică, cumva trebuie să fim conștienți de ceea ce facem și să judecăm consecințele faptelor noastre și cumva trebuie să fie un echilibru totuși, că eu nu sunt, adică sunt 100% de acord cu ce spunea Ana Bulai puțin mai devreme, că dom'le, încercăm să copiem un model de familie care, pe care n-am avut-o niciodată, practic, dar pe de altă parte, cred că se poate trăi și frumos într-o familie. Cred că oamenii pot mânca împreună și să se aștepte unii pe alții să se întâlnească la masă ca, ca un pretext pentru a afla unii de alții ce mai simt. Da, dar trebuie să înțelegem că o familie este un efort de depășire de probleme în parteneriat. Împreună. Exact. Și că acest efort, cu sinceritate, înseamnă pregătire. Nu faci față unui... Să știți că, de exemplu, corpul uman poate să reziste unei stânci de câteva tone, fără să fie zdrobit. Dar trebuie pregătire. Noi, ca să facem față situației familiale, copilul acesta trebuie pregătit pentru familie, pentru parenting, pentru a-și îngriji proprii copii, pentru că dacă el merge cu ideea că se îndrăgostește, o să fie lapte și miere și ajunge în situația de conflict și face exact ca maică sa, ca taică-su, prima dată când copilul ia 4 îl izbește de zid, îl umple de sânge, reacționează, țipă, etc., Atunci nu mergem nicăieri. Dar ce palmă am luat de la tata în clasa 5-a, că am modificat o notă în carnet. O țineți minte? Vai, deci mi-era, mi-era rușine să vin a doua zi la școală. Rămăsese... I-ați reproșat vreodată asta? Nu. Vezi, aici este poate o greșeală, poate n-am, nu știu, ceva acolo a fost. Și a cerut vreodată scuze că a făcut asta? Nu, sau nu, a zis, nu, mi-a părut rău că am făcut. Pentru că, în general, tata a zis, nu cerea. Tatăl meu a zis că am întârziat la un chef odată. Este un lucru bun. Sunteți fericită. Părinții mei au zis, noi n-am greșit cu nimic. Așa, au zis că nu au greșit. Tata a zis, am primit și odată o palmă, că am întârziat, am venit la un chef mai târziu. M-a așteptat până am venit, că asta era, deci n-aveam voie să vin, 11:30 era, am zis, nu se poate, frate, tot timpul plec înainte să vină tortul. Deci, hai, eu niciodată n-am mâncat tort la chefuri, că trebuia să fiu acasă. Și am zis, odată, am zis, orice ar fi, adică rămân până la 3 dimineața. Ceea ce s-a și întâmplat, am intrat pe ușă la ora 3 și jap. Îmi cer scuze, nu trebuie să vorbesc despre asta la televizor, tata dacă se uită, îmi cer scuze, că, dar știi că ai spus-o, am spus la un moment dat. Dar, și peste ani mi-a zis, tata, nu cred că trebuia să fac asta. Am exagerat pentru că erai un copil de încredere și era frica mea de părinte, nu cumva să, nu știu ce. Da, și aici vorbim de conștientizarea părinților și am observat o schimbare în sensul acesta cu parentingul acesta modern și faptul că avem cărți de parenting și avem literatură de specialitate și părinții copiilor actuali au surse de informare pe care părinții noștri nu le aveau. Eu mi-aduc aminte de În dulap, era o carte și mă uitam așa prin ea, o carte o avea mama, se numea, era o normal editură de stat, că nu era alta, prin 1975, Mama și copilul, da? Unde aveai de toate acolo, poate și puțină psihologie, dar mai ales partea de biologie pentru natalitate și cum să ai grijă de un copil. Dar cred că n-ar fi fost și ea tata și copilul sau părintele da, și da, copilul. Da, da, mama. Da, da, mama. Da. Vedeți, și în jurăturile în societatea asta sunt tot despre mama. Pentru că mama te-a făcut, adică este legătura, cum să zic, adică asta este... De ce nu priviți din perspectiva asta? Da. Că zic de mamă pentru că mama contează. Nu pentru că nu contează. Singura chestie pe care... Aș prefera să o lăudăm pe mama, să o înjurăm pe mama. Exact, din punctul ăsta de vedere. Toate aceste victime ale abuzurilor, victime rănite și traumatizate, din păcate, pe lângă vină și rușine, au senzația, și acum gândul mă duce către Gabor Mate și mitul normalității și cultura toxică, faptul că contextul în care trăiesc în copilărie este unul familiar. Pe ăla-l cunosc. Eu nu știu altul. Nu cunosc altul, exact. Da. Da? Eu l-am văzut pe tata cum se poartă, am văzut-o pe mama cum se poartă, transmit mai departe în relația de cuplu, vin cu același și perpetuez aceleași tipare disfuncționale și în relația, poate relația și cu proprii mei copii, fac același lucru. Și da, sunt, sunt victimă permanentă și vin și întreb, mai ales în ședințele de terapie, vin persoane, bărbați sau femei, nu contează, și spun același lucru. De ce, Dumnezeu, eu atrag același tip de persoană? Adică abuzivă. Da. Exact. Adică abuzivă. Pentru că, de fapt, problema...
pe lângă faptul că e și la celălalt, că este abuziv, problema este și la mine. De ce atrag eu? Ce relație am avut eu cu mama și cu tata? De atrag... Adică la dumneavoastră personal, spuneți asta, sau în general? În general. De ce atrag un anumit tip de persoană în relația victimă-abuzator? Și nu ies din acest cerc. De ce? Aveți răspuns la întrebarea asta? Că nu ți-ai conștientizat propria traumă. Păi aici spunea Ana Bulai mai devreme. Și nu ne vindecăm de aceste traume. Dumneavoastră spuneți, în familie se întâmplă, copilul nu știe altă, nu știe alt film. Știe filmul ăsta, e filmul ăsta. Că ăsta este familia. Dar, între timp, iese din familie, se întâlnește cu prietenii, cu școala, cu profesorii, cu educatorii, cu societatea. Și ajunge dacă la educație. Și în momentul de autoreflexie, cum spunea Ana Bulai mai devreme, dacă tu mergi la, gândești, citești, te informezi, ai date și gândești cu mintea ta că, de fapt, ce s-a întâmplat ție nu a fost o normalitate. Exact. Nu aia este normalitatea. Da. E drept că trebuie să te ajute cineva. E drept că cineva... Trebuie să spui cuiva ce ți se întâmplă cu... Adică să spui sincer, am problema asta. Da. Câți copii merg la profesorii de la școală să spună, doamna profesoară, am o problemă cu mama, câți care bea foarte mult. În fiecare seară ea se îmbată și ne boscorodește pe toți. Tata a plecat că nu a mai... Dar vă spun eu, dar nu-i vorba de copil, nici nu trebuie să spună copilul. Avem fenomenul bullying-ului măsurat. Da. Ne uităm la bullying și zicem, ce copil rău. Nu, copilul este un rezultat, un simptom al familiei. Copilul nu se naște rău, copilul nu se naște demonic, dar copilul devine agresiv pentru că el spune ceva, de fapt, este o traumă în familia aia. Dar tu, ca și sistem de învățământ, ce faci? Păi îl penalizez pe copil, vreau să-i scad nota la purtare. Nu m-am gândit nici o clipă să fac terapie cu familia. Nici până cap nu mi-a trecut. Nu fac așa ceva. Văd că mi s-a îngrășat copilul. Am cazuri de obezitate. Păi dau vina pe copil pentru că mănâncă dulciuri, ce naibii. Obezitatea este un simptom al traumei. Dau vina pe copil pentru că fumează de ticăloș ce e. Fumatul e sindrom al traumei. Consumul de droguri. Adicțiile. E traumă în familie. Adicția de alcool e traumă în familie. Am 1% din copiii până în 12 ani care sunt alcoolici, beau dimineața la 6. Da? Am lucrurile acestea, le știu foarte bine ca sistem de învățământ, ca sistem al societății. Da, dar este partea neagră a poveștii. Dar prefer să dau vina pe copil în loc să înțeleg că în cazul acelui copil, e vorba despre familie. Dacă vreau ca acel copil să nu perpetueze pe orizontală, în clasă, împreună cu prietenii lui, sau pe vertical între generații, acel model traumatizant, eu trebuie să intervin atunci, acolo, în familia lui, în comunitatea din care face parte. Dacă nu înțeleg că școala nu este despre a trimite informații, ci despre a lucra cu o ființă umană în amploarea ei, în complexitatea ei, nu fac nimic. Eu vă spun doar atât. Am avut o experiență cu niște copii la un liceu și doar pentru că mi-am spus neputința mea de a citi la un moment dat în viața asta, pentru că mă blocasem în școala generală și n-am mai putut să citesc în public, doar pentru că le-am povestit întâmplarea vieții mele, care mă putea, dacă nu mă deblocam și nu întâlneam niște oameni care să observe că am o problemă, că nu spuneam nimănui asta, se ducea, Doamne iartă-mă, și meseria și orice, pentru că evident, fiind în spațiu public, la televizor, la o televiziune de știri, la un moment dat, citeam știrile care veneau, nu puteam să le citesc de 10 ori înainte ca să pot să mă obișnuiesc cu textul. Și doar povestindu-le că, uite, și în cazul meu, care citesc fluent, care pare că vorbesc civilizat la televizor, dar fluent, s-a întâmplat asta, se poate întâmpla oricui, doar pentru că mi-am pus eu problema mea în fața lor, asta i-a făcut să se deschidă fiecare, adică se deschideau. Pe măsură ce vorbeam, vedeam cum fiecare se gândea la problema lui și la blocajele lui și la traumele lui și asta cu traumele nu este o poveste a lui Gabor Mate. Doamna Lavinia Bârlogeanu, doctor în științele educației, psiholog de meserie, profesor la facultate, o să fie emisiunea la televizor, a spus, doamnă, divorțul părinților mei a fost trauma vieții mele. Da. Am simțit că mor. Pur și simplu, eram copil și eram ping-pong între mama și tata. Și asta la 30 de ani a venit ca un
ca un tsunami peste mine și am zis că trăiesc în familia mea de acum, de atunci, la 30 de ani, experiența pe care am avut-o ca și copil când trăiam. Și a fost un moment de cumpănă uriașă pentru familia mea, pentru mine ca om, pentru... Adică nu-ți povești. Când îmi spune, avem 500.000 de copii ai căror părinți plecați la muncă în străinătate. Da. Am făcut un studiu în care am vorbit cu 1.000 de astfel de copii care să-mi spună cum au simțit vestea, cum s-au dus și au plâns, cum visează nopțile care mor părinții, cum nu pot să doarmă, cum îi apucă tremuratul și nu înțeleg de ce. Da. Da, copiii aceștia, discută cineva cu ei? Da. Iată, traume de separare, anxietatea de separare, anxietatea de școală, există o suferință, dacă facem un screening, există o suferință în copiii noștri, încât mă îngrozește felul în care va arăta societatea dacă noi nu intervenim. Dar nu facem totuși acest screening de traumă în 14 ani, 6-18 ani. De ce dracului, mă iertați, dăm teste PISA când noi nu știm dacă copilul ăla e echilibrat emoțional? Este întreg, da? Că el, să știți, Holocaustul, dramele umanității nu au apărut în societăți needucate. Germania era cea mai educată dintre țările Europei, avea cele mai multe universități și a omorât oameni oribil. Nu inteligența îl face pe om, absolut, să fie om, ci echilibrul lui sufletesc. Echilibrul lui sufletesc. Compasiune. Da. Vreau să prezint cărțile de la Herald, da? Gabor Mate, Mitul Normalității. Mate este super vândut în lume în momentul de față. Un pic mai și sus, sunt mândru că l-am scos noi. Da, da, l-ați scos. Aproape că nu mai este cartea. Aproape că nu mai este cartea. Dacă vreți, vă dau cartea mea. E cartea mea asta? Da. Vă mulțumesc. Eu dau Anei Bulai. Nu, mulțumesc că mi-am cumpărat, că am făcut coadă. Da. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Scuzați-mă, dragi colegi din regia de emisie. Și avem aici... Vindecarea traumelor provocate de părinții imaturi emoțional. Apropo de ce vorbeam puțin mai devreme. Absenteismul emoțional, neglijența emoțională și neglijența și absenteismul este o formă de abuz. Nu doar că îl apostrofezi pe copil, că îl faci prost, că n-ai venit cu note bune, că ăla de ce a putut și tu n-ai putut, sau că îl bați, sau că îl înjuri, sau că nu știu ce. Nu! Vorbim și despre neglijența emoțională, adică părinții care nu sunt acolo pentru copii, nu sunt niște observatori. Nu, mi-aduc aminte, iarăși, astea sunt vorbe celebre. 20 secunde, vă rog. Apropo de, tata, ai tot ce-ți trebuie. Ai un acoperiș deasupra capului, ai haine, ai cărți, îți iau tot ce vrei. Sarcina ta este... Asta vorbeam despre păcatul tatălui, apropo de altă cultură. Noi ni se pare și suntem educați să ne uităm la copil ca la un animal de companie. L-am crescut, i-am dat de mâncare, i-am dat așternut. E pacmat, este tun, este frezat, okay. Da. Are tot ce-i trebuie, numai că el este... mult. Are alte nevoi. Da. Și alte dovadă nevoi. Că părinții care vin din părinții, mă rog, copiii care vin din părinți care au divorțat la un moment dat și care aud vorba asta, am stat cu așa pentru tine, vin și spun, nu, n-ai stat pentru mine, că mie mi-a fost foarte rău atunci, sau fac acest sacrificiu pentru tine. Da. Este o formă de abuz. Da. Fac pentru tine, e o formă de abuz. Și asta e cultura sacrificiului. Sacrificiului, da, exact așa. Deci, dragii mei, E clar. Noi să dăm la o parte ambalajul. Dați la o parte ambalajul. Că clipul, că vizualizările, nu mă interesează asta. Dați la o parte ambalajul și mergeți în profunzime. E clar că suntem niște copii. Copiii din noi strigă. Copiii din noi, adulții, strigă. Că avem tot felul de probleme nerezolvate și neacceptate și nevindecate. Și copiii noștri strigă. Și ar fi bine să vedem, să auzim strigătele astea. Și ca societate să facem, Doamne iartă-mă, un pas în față. Să identificăm și să facem un pas în față, că trebuie făcute niște lucruri concrete, care par mici și nesemnificative, dar care sunt uriașe ca să formăm oameni echilibrați emoțional.